pacea Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu toată lumea și Domnul să vă binecuvinteze. Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos să vă binecuvinteze și vă spun și eu pacea Domnului Iisus Hristos. Mamă, dar ce soare îi! Na, uitați acum am ieșit eu cu Valerica afară. Vrem să mergem la Lidl să cumpărăm cafea. Mergem pe jos, da. Și mergem pe jos, că mașina noastră nu mai putem să o conducem. Noi o plimbare și mergem la alt Lidl. Nu mai mergem acolo unde am fost cu Nora. Mamă, dar ce toate soarele! A, vrei să stai la soare aici? Hai că mergem. Trebuia să mergi pe partea aia, între la soare. Da, uitați, copiii deja se joacă aici afară. Uite ce fain s-a făcut asta aici, Valerica. Nu-i cald, uite, și asta în formă de steluță. Este o vreme așa frumoasă. Aha. Da. Uite acolo, cum e că par și aleargă. Da. Foarte frumos afară. Mamă, toți oamenii, cum de puțin soarele, toată lumea afară. Da? Unde mă duci? În strada aia, acolo? Nu vrei să mergem pe strada aia? De ce? Nu-mi place, că aici e prea aglomerat, e aiurea pe strada. Păi pe aici asta trebuie să mergem, Valeric. Pe unde mă aștept? Dar nu mergem la Lidl. Da. Nu, și atunci? Nu o luăm. La care Lidl de se merge? Că eu nu știu. Dincolo, încolo, pe Helmut. La 55 acolo. Pe aici trebuie să mergem. Pe unde? Ia, dați-o pe picioarele, hai. Ia-o pe aici, la stânga. Da? Mhm. Trebuie să scot asta așa. Face mai lungă. Asta. Da? Bun. Dați oameni buni, se vede. Foarte mama, fain. Astăzi e prima zi de primăvară, că uite ce frumos e. Da, sigur, ce hai. Soare, ce căldură, mm-hmm. Ce... E fain, e fain, da. Să știți că e fain. Uite, înfloresc copacii. Înfloresc copacii. Acum încep, da, e și-a înflorit. Da, uite, am înflorit și aici. Da. Mamă, ce acum fain. Mai peste 2-3 zile, să vedeți aici ce frumos o să fie. Stai că mergem încolo pe parc acolo. Uh-huh. Să vezi acolo câte pomi frumos sunt când înfloresc toate și are o floare așa frumoasă, uh-huh. Roz, rozalie așa frumos. Da. Da. Lumește la soare. Da, sigur. Aici acum o țără iasă soarele, toată lumea afară. Da, eu simt doarme. Da, el acum a luat la 12 medicamentele, el doarme. Și mergem și cam e departe un pic pentru el să mergem atâta pe jos. O, pentru el sigur că da. Aici așa, prin zonă, afară, pe parc, așa, undeva, nu-i problemă, dar mai departe e problemă. Aici așa că noi care venim la Intermarché, iată Intermarché e aici care venim noi la magazin. Da. Intermarché. Stați acolo, Intermarché. 5 minute facem până aici. Vezi colț acolo. Da. Aici e Neptun. Ce mai este Intermarché? Benzinărie, de toate. Da. Aici e un parculeț, așa, aici e un plas din ăsta mai mare, așa, unde vin stau copii, oamenii. Unde vin copii, uite, și oamenii, și acum au făcut astea aici? Da, astea n-au fost aici. Acum iar n-au făcut. Da. Aici v-am spus că e Neptun. Uitați acolo, e Neptun. Copiii se joacă deja pe afară, oamenii stau pe scaune. Da, sigur. Da. La noi că filmăm. Na, și ce mă interesează pe mine? Că se uită lumea la mine. Că uită lumea la noi. Eu te filmez pe tine. Că filmăm. Da. Da. Da, uita și pe rumbei aici. Hai. Lasă pe rumbei, hai că mi-a venit să vin.
Păi merem, dar acum nu pot să fug. Nu pot să fug. Da? Nu pot să fug. Da. Uitați, aici este Aldi. Da, aici este Aldi. Venim noi, chiar e aproape de noi, nu-i departe. Ați văzut cât am făcut de acasă până aici? 3 minute. Cât am făcut? Da, dar noi mergem la Lidl. Aici e Aldi. Noi mergem la Lidl. Hai că, Valerico, da. Hai filmăm mai încolo. Hai că mai mergem, da? Hai că mai mergem. Aici e actris la noi. Da, pentru mine. Stai puțin să-ți arăt ceva. Dacă nu știi, uite-ți. Ah, putem da, să mergem super, și așa. Super, super. Da. Uh-huh. Ai întors camera? Da, am întors camera. Da. Eu cu... Ce? Obosești? Soarele ăsta îmi bate tot în ochi. Da, lasă că nu e așa soare acum. Dar dincolo e soare aici, acum s-a mai lăsat soare, vei? Da. Mă duc cu Valerica. A, nu știu, nene, că am grămin. Ce mergem așa repede? Că și obosim. Obosești? Păi dacă mergem așa repede, nu obosim? Da. Chiar vă mulțumim din suflet pentru toate mesajele. Da. Hai că mergem pe aici așa. Dar pe unde am luat-o noi, Doamne? Hai, pe aici am luat-o la biserică, da. Pe aici ajungem, e bine. Fu, dar e cald. Să știi că ne-am grăbit și e cald. Că ne-am grăbit. Ți-am spus, da. O să mergem așa mai încet ca bătrânii. Da. Slavă Domnului Iisus, încerc că mă simt un pic mai bine, nu chiar așa bine. Dar slavă Domnului, glorie lui, chiar am ieșit afară, că mi-a spus doctorul, când a fost acum 2 zile, mi-a spus că ce-am pățit, dacă am stres, nu știu ce, normal că am avut stres, că am avut cu băiatul meu când a căzut jos și a avut accidentul, de acolo am primit stresul ăsta mare. Și mi-a spus să ies afară, să mai fac plimbare, să nu mai stau în casă atâta, să mai mă duc la cumpărături, că când mi-e bine eu mă duc și fac cumpărăturile. Dar nu, să mai ies afară, să mă duc unde îmi place, că nu-i bine, când ai stres nu-i bine să stai în casă, dar slavă Domnului că Domnul e cu noi și noi nu dăm loc la așa ceva. Când Dumnezeu nostru e cu noi, El ne întărește și noi avem toată încrederea în El, că El e cu noi. Da, sigur. Și nu dăm înapoi, mergem cu Domnul nostru înainte. Noi, pocăiți, nu avem voie să avem stres. De să vă spun ceva pentru, nu știu, prietenii, nu știu, un prieten, un frate, o soră, care a spus că de ce facem mâncare de duminică dimineață și că nu m-am dus la biserică. Vreau să vă spun, oameni buni, frați și soră, prieteni, dragi care mă auziți, eu nu am biserică de dimineață. La noi în Belgia, la Biserica Romilor, nu este biserică de dimineață. Avem numai o biserică care noi acolo nu mergem, că am avut probleme, sigur. Da? Sigur. Noi nu mergem acolo, ca să știe toată lumea și așa știe toată Belgia. Da, sigur. Noi nu mergem acolo la biserică, așa că mergem după masă. E, biserica e... Lasă, Marcel, că... Eu trimis acolo o soră mesajul că trebuie să mâncăm, numai că am făcut pâine și că am făcut tăiețe. Dar ce să facem? Nu să se face mâncarea. Și dacă faci, Doamne ferește, să nu facem alt păcat. Da. Trebuie să mâncăm. Că mâncarea nu-i păcat. Lasă că nu ne luăm după oamenii care mai vorbesc acolo așa, că vor să vorbească ca să ne atacă. Nu. Nu ne luăm. Lasă. Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Să ne poartă de grijă și pe ei, că și dar nu am vrut să spun, ca să se știe. Că duminică dimineață nu mă duc la biserică, că n-am biserică. Trebuie să mergem, adevărat, este o biserică la Emil, este... dar vreau la să vă români, spun, da. Știi că am filmat, nu știu, prietenii noștri, frații noștri care mai am filmat și ne-au văzut, este biserică, dar vreau să vă spun că trebuie să ne sculăm dimineața la ora 6.
să ne sculăm dimineața ca să avem loc, să ne prindem loc, așa cum am fost odată și am găsit acolo un loc, n-am avut loc, chiar în spate, în spate acolo am stat. Și trebuie să ne sculăm mai de dimineață ca să mergem, să ne prindem loc mai în față. Mamă, ce frumos e! Asta se vă arată. Da. Parcul ăsta aici, Marcel. Da. E foarte frumos. Îmi place. Sunt locuri unde sunt foarte frumoase. Și pomii ăștia așa frumos. Ia uite ce pom. Da. Ce pom mari sunt. Uu, aici. Ce mori suriași. Da. Am da. Început să-mi florească zambilele, să-mi florească ghiocelii, să-mi florească pomii, florile. Vedeți? Vedeți și pomul care înflorește. Ia că și aici una, Marcel. Da. Astea sunt frumoase, da, da. Astea sunt foarte frumoase. Vedeți, oameni buni, cum și noi trebuie să ne bucurăm de natură. Să ne bucurăm de o floare. Să ne bucurăm de o floare, așa a lăsat Dumnezeu, ca să fim bucuroși și de această floare care a lăsat-o Dumnezeu, ca noi să ne bucurăm de ea și să primim energie și să avem așa o bucurie pentru ea, că a crescut și că a înflorit. Da, hai să vedem. Toate le-a făcut Dumnezeu ca să-ți proslăvească numele. Mărit da. Să fie numele Lui. Da. Să știți că este frumos la noi aici, în Belgia. E frumos. Și mai ales să mergi în altă parte, așa, să te duci în altă parte. Să mergi, mai sunt părți frumoase aici care da. Eu trebuie să mă duc să vă filmez, dar este greu că este departe, să mă duc pe jos și așa un pic aici cam mergem acum și când vinim ce, când vinim ce facem? Da, când o să vin, mai vedem. Eu nu mai pot, că n-avem bus. Da, avem bus, dar avem autobuz aici. Este și tram, dar noi am luat-o pe scurtătură, ca să venim așa frumos, ca să filmăm și pentru voi. Da. Pentru dumneavoastră, pentru prietenii, pentru surorile noastre minunate, Domnul Iisus să vă binecuvinteze, care îmi trimiteți așa frumoase mesaje de încurajare, de sănătate. Domnul Iisus să vă dea sănătate la toți. Amin. Bucurie și fericire în cășile dumneavoastră. Fiți binecuvântați de Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Vreau să vă spun că avem ocazia să trecem pe la biserica unde mă mai duc eu. Da, e biserică, nu. Da. Acolo unde mai mergem câteodată. Toți frații ăștia din biserică care sunt aici acum au fost cu mine în prima biserică. Eu le-am păstorit împreună cu toți frații. Împreună cu frații, cu lucrători. Și acum mă duc eu la ei, ca musafir. Lasă-mă ce lasă. Hai că mergem pe aici, că e și mai scurtătură. Pe aici e pe scurtătură. Pe aici ieșim, da. Vrei să le arat unde e biserica la frații? Trebuie să fac cum spunea. Nu se vede de aici așa aproape. O să stai mult la frizărie. Și ce se fac? Ia că aici mai este un parculeț. Da. Toate aici sunt crești pe partea asta. Și acolo mai în față e biserica. La clădirea aia. Stați că vă arăt. Să vedeți. Aici se joacă copii. Ne luăm pe omul ăsta aici. Hai că o luăm pe aici. Că ieșim pe acolo. Nu?
biserica, da. Da, ce biserica? Se vede că e, uite, la poarta asta albă. Da. Da, ușa asta albă aici. Se vede aici că vezi care cu ceaia acolo, ca ce? Vedeți? Clădirea asta aici, da, aici e biserica. Aici mai vin. Mă mai duc și la alte biserici, da. Așteaptă-mi, Valerica, nu pui dinainte. Nu te duc înainte că filmezi. Da. Așa ai întors camera? Uh-huh. Avem deja cât avem? 15 minute. Dar e bine să mai mergi și pe jos, știi? Mai faci o plimbare din asta, așa. Mai ales acum că e soare. Ce fain, da. Eu nu pot să mă uit la soare. Nici nu mi-am laturat ochelari de soare și mă dau capul cu bani. Mergem pe partea asta sau pe aia? Mergem pe acolo unde se este soare. Hai. Așa mergem cum mergem cu mașina. Da, păi ce vreți să facem acum? E super, nu? Asta vreau să spun. Trebuie să mergem la mașină, să ne uităm unde e pus mașina, unde e plecat. Așa, nu știu cât așteptăm. A, până când de... ne face mașina. Da. Știm? O să vedem noi acum. Se cază? M-a luat căldura, da. Tată pe Valerica, a luat o căldură acum. Da. Până acum era frig, acum e cald. Da, am venit, nu, facem un pic. Venim pe jos. No, nu, nu, e bine nici cât de cald descris. Da, lasă că e bun, e bun, e bun. Îmi place soarele. Este foarte fain. Da? Da. Să stăm afară la soare. Sigur că da. Da. Ce facem, Valerica? Facem miercuri. Facem, da, facem miercuri. Miercuri să facem. Vă rugăm frumos să veniți cu toți. Nu le luăm noi după comentariile. Acolo comentariile. Te lasă Domnul să-i binecuvinteze. Da. Așa e. Noi ne așteptăm acum la tot ce mai rău. Dar ce să facem? Pentru că nu. Așa e. Ce să faci? Da, așa e cum ne mai spune și surorile și frații, Domnul Iisus să-i binecuvinteze, că, nu, trebuie să fie și ei acolo cu noi, să ducem lupta până la capăt. Dar vedeți voi, așa e omul pe pământ. Mergem să luăm cafea prima dată, Valerica? Da, mergem. Sau după aia când venim? Când venim? Nu știu, mergem până sus, nu? Mergem până sus? Păi nu mergem. Vedeți tramul 55, arată tramul, că întoarce camera. Asta când aici suntem la tramul, că chiar mi-a scris o soră. Da, acum poate să vadă unde dacă suntem. Dacă suntem la Lider pe tramvaiul 55, da, la tramvaiul 55. Acum am venit la Lider, hai să spun Lider. Uh-huh. Că mi-a spus una, de ce nu spun Lider și spun Lider? Așa se spune la... A, noi așa spunem, da. Aici suntem, iată tramvaiul. Asta, tramvaiul 55. Da. Tramvaiul 55. Da, mergem până acolo. Poate îl prindem pe Abel acolo, la frizerie. Da, aici s-a dus la frizerie. Da, aici a venit, da. Dacă vine, vine pe jos. Pe jos vine, da. Hai să-l facem camera să ne mai vadă și pe noi. Da. Da, uitați-ne, da. Mergem așa încet, așa, ca bătrânii, da, la 50-60 de ani, știți voi. Ca bătrâni, eu ca bătrâni, tu ca moșa. Ce să facem? Acum, pălăria asta, cum voi,
Da, seama, se uită toți oamenii la mine. Crede că sunt american, din America. Noi suntem acum, chiar că și filmăm, cred de oamenii că suntem din altă țară. Da, se uită la turiști, noi, da. Suntem turiști. Da, se uită la noi. Dar ce să facem? Aici trecem sub un pod mare. Aici o clădire mare, un pod. Aici am lucrat eu. Aici am lucrat, am măturat străzile, oameni buni. Ace Mercedes, wow! Extraordinar, fain. În ăla vechi, ăsta la vreo 150.000 de euro. Aha. Trec oamenii pe aici. Valerica a luat-o în față. Trecem sub podul ăsta. Aici. Na. Am ieșit de sub podul ăsta. Stai puțin, știi că pe mine mă doare piciorul acum. Vezi? S-am spus că nu pot să umblu mult pe jos. Gata, oameni buni. Piciorul drept amorțește piciorul. Mă doare, nu mai pot să merg așa tare. Am și eu ceva hernie aici, la picior. Da, ce frumos e acolo. Vă arăt și vouă ce e aici, că cu mașina când suntem, nu prea puteți să vedeți. Numai drumul, ce da. Să filmezi cu mașina, știi? Că se lua, aici pot să vă arăt clădirele. Adevărat, da, și eu mi-am luat și pulorul, am vrut să-mi iau cămașă. Am zis, mă, dacă e frig afară, că știți că câteodată ne înșelăm. Că zicem că e cald, dar... Mamă, nu mai e cald. Uite, Valerica, uitați la tricou, gata. Gata. Și caz, ha? Până la urmă fac și eu ce ai făcut tu. Da? Și mie mi-e cald. Ia ține camera puțin. Să-mi dau și eu haina jos, că... Hai să te filmezi și pe tine. Să te vadă prietenii, frații noștri, Domnul Iisus să-i binecuvinteze. Să-i poarte de grijă. Așa. Domnul Iisus să fie cu toată lumea. Și mergem. Hai, hai, mai du-te să te mai filmezi și pe tine. Hai, hai, la la. Așa te filmezi, hai că eu nu pot. Hai că nu pot, că nu pot să țin asta. Nu pot. Asta? Că doare mâna. Ți-a zis. Ce case frumoase. Mari, frumoase aici. Ia pisicul, ia pisicul. Ia pisicul. Da-ți pisica. Ia pisicu. Hai. Aici suntem noi aproape în fiecare zi. În zona asta aici. Cât am făcut până aici? 23 de minute. Ai văzut? De acasă până aici pe jos. Tăcerea de beton. Uitați acolo magazine iară. De toate. Valerica se duce în față. Oamenii circulă. Nu, aici e Iosif. Abel. Ia că te-l acolo, stăpâne. Unde-i? Ia că te-l acolo. Lasă-l la mine că nu vede, nu mai trage de cameră. Uitați-l pe Abel. La frizărie, da? Da, lasă-l, lasă-l. Lăsă-mă ce să se tundă. Haide-te
să vedem ce face. Da? Hai că revenim, oameni buni. Gata. Ce face Abel? Aici e hamburgerie. Ha? Te la rând să se tunde. Da, du-te mai în față, ca să te pot filma. Vedeți? Mergem aici după Valerica. Face clădiri mari, frumoase aici. Ce vă arată aici? Valerico, la mâncările de acolo, să le arat la clădiri, în geam acolo, unde? Aha. Da, să vă arată aici. Vai, ce mâncări, faine. Dar știți cum e aici, da? Uitați aia. De toate, pe toți. Mâncări aici. La grămaș. Salate la grămaș, brânzeturi, mâncări. Nu, hai, după ele așa și să plecăm, să nu bagi. Bun, nu mai bine. Hai. Că strig la noi, nu le place să... Nu, că nu, ăștia te lasă să filmezi. Sigur. Acolo prozac, fructe, farmacie. Știți cum e? De toate, pentru toți. Vrem să vă arătăm toată Belgia. Acum, dacă suntem pe jos, vrem să vă arătăm. Da. Intrăm aici la... Ha? Second hand. Ce? Să ne uităm ce e aici. Dar aici nu filmăm. Hai. Aici Valerica vrea să cumpără acum aici rahat. Aici suntem, hai să-i spui la... Dar nu mai explic atâta, că dacă ne vede nu mai... Lasă că nu ne vede. Ne lasă. Aici suntem la un magazin turcesc. Da. Și da? Vrea să cumpără de aici și rahat. Și am venit să cumpărăm și ea, că luăm boia, luăm mac. Și ce mai vrei? Și vrem să cumpărăm rahat. Aici sunt de toate. Uite, rahat. Și aici ai josit. Ca să nu fie mentolat. Ăla sau ăsta, uite, nu știu. Asta să nu fie mentolat. Știi să facem niște cornulețe? Da. Ia? Da. Nu scrie mentă, aromă. Florul. Ăsta e mentolat, verdele, știi? Verde e mentolat în el. Nu știu, dar putem să întrebăm. Aici. Da, dar ăsta știu că ăsta e mentolat. Da? Aromă mentolată. Și atunci vrei ăsta sau nu vrei? Să luăm numai roșu, ca să nu fie mentolat, nu le place, da, la copii. Nu le place, uite la acolo e roșu. Hmm? Ce spui tu? Asta e desmeură. Desmeură? Eu cred. Nu, ia. Și asta, asta ce e? Asta cred că e de... Nu știu de ce e. Da? Uite acolo băiatul ăla. Asta e gata tăiat. Deci tu nu vrei tăiat? Să mă duc la băiatul ăla ca să... Nu te întreabă, hai să vedem. Dacă ăsta o fi mentolat. Nu, întreabă. Dar cred că e mentolat la... 3-4 euro e una, 3,79 euro. Da, 3,79 euro. Nu, întreabă. Sau ăla poate o fi, nu e așa, mentolat la de sus, care e colorat? S-ar putea. Da, dacă tot stai să întrebi atâta și nu te duci. Luăm pe ăsta? Nu, bine, vă ridic, hai. Facem cornulețe cu ele, da? O să facem, dar nu acum. Da, ce e aici, oameni buni, vă spun, de toate pentru toți. Nu mă banță aici. Uite, să ieși aici. De toate, Doamne Iisus. Nu, bun, hai, Valeriu. Mergem dincolo la plașeturile alea să vedem cât e o plașetă. Haide, din aia, hai. Așa. Nu, și hai vă că filmăm merg după aia, da? Da. Revenim. Am revenit acasă, oameni buni, împreună cu Valerica. Am obosit, am venit pe jos. Așa, ca bătrânii de 50 de ani. Nu, mai fost mical. Da. Da, Valerica și-a făcut o cafea acum. Da, mi-a făcut o cafea pentru că ne-am cumpărat cafea. Nu mai este cafeaua care o bem, da, noi, nu care știu de o ce. Consumăm noi. O să și am încercat acum să luăm asta, cafea din asta.
Acum începe de aici, de la planșeul ăsta. Am luat una așa, pentru că o să vedem, să vedem care o fi bună. Da, stai puțin să vă arat, oameni buni. Uitați, și-a cumpărat Valerica planșetă din asta cu picioare, se poate închide, da, de la se tuci, poate da. Deschide, da. Na, uitați cum arată. Foarte fain acum cu asta. Da. I s-a ușurat și munca, că dacă face tăieței din alea așa, deschide picioarele, nu mai stau aplecate, face mai ușor. Așa. Doar o punem pe masă, nu mai murdărim nici masa. Așa, ia uitați așa, cum faci? Și stau așa, da, drept? Da? E, vezi? Și orice fac, știi? Da, sigur. Cred că o să fie mai ușor pentru mine și facem da. Și acum arată la frații dar noștri. Dar să spun la prieteni, că poate spune că cât a fost. Vreau să vă spun că am cumpărat-o de la magazin turcesc, da. Din ăsta bulgar, da. Așa ceva, și era 21 de euro. 21 de euro, da. 21 de euro. Mm. Și am fost la 3 magazine. Am fost la magazin turcesc, ce am cumpărat de acolo? Hai să vă arăt. Tot ce am cumpărat, arată acolo. Am cumpărat. Pune aici așa pe masă, dar întoarce să văd de aici. Masă că ăsta cred că are, am cumpărat... Da. Așa, de fructe, am luat de mușețel, am luat la Marcel de urzică și lămâie. Mm-hmm. Trebuia să mergem acolo la să luăm produse românești, dar cred că o să fie bun și asta, nu știu. Să vedem, da. Am luat ceaiuri, că pune vreau acolo să pe planșetă să vadă. V-am arătat acolo ce am luat de acolo. Am luat rahatul, da. Am luat unul așa galben pune. Așa și unul... Pune așa, să se vadă. Unul roz. Da. Da. Așa. Am luat două cutii din astea mari să avem pe masă aici. Boia. Da. Da. Am luat niște mazarela de la Aldi. Astea am cumpărat de la magazinul turcesc. Și mac-ul. Da, am luat și mac. Da, am luat și mac pentru prăjitură și rahat pentru prăjitură. Să vedem ce. Da. Și ce am mai luat acolo? Mai văd de la Aldi. Astea am luat de la magazinul ăsta unde am fost. Da. Astea am luat de la Aldi. Astea pune am pe luat masă de la Aldi. Am luat niște... Pune pe planșetă aici. Cașcaval. Așa. Am luat unt. Așa. Am luat niște parize de tui, de curcan, cred. Da. Am luat niște crembuș, tot da. De la Aldi. Așa. Arată acolo bine ce ai cumpărat, Valeria. Stai să-mi pun un pic de zahăr brun din ăsta. Vă arat eu. Arată, Marcel. Uitați, mai cumpărat. Aia am cumpărat de la Aldi. Salam din asta, Pariza, pentru Iosu, pentru Abel, pentru Nora. Pentru toți, din asta, pentru lui în casă. Mai face sandwich, mai așa, face ceva. Niște creme ușume da. Cumpărate pentru copii. Da. Și uitați ce a cumpărat Valerica. Da. Am stricat pe toate astea. Cât? 60 de euro. 64. 64 de euro? Da. Da. Pentru că din trei părți am cumpărat. Da. Și încolo și la Aldi. Cafea am luat-o de la Lider. Nu? Numai cafeaua am luat de la Lider. Da? Da, cafeaua. Și ne-am dus până pentru cafeaua asta, ne-am dus până la Lider. Dar nu ne pare rău că am făcut și o plimbare și foarte și bună și fac, am făcut o poză, să mai fac o poză așa cum stai acum. Da? Da, hai. Am făcut-o deja. Bravo. Nu. Da. Și... Cam atâta am cumpărat pentru ziua de astăzi și o să vedeți voi tot ce am filmat. Da. Așa că... Ne-am dus pe jos pentru voi, ca să vă arătăm și vouă. Puteam să mergem cu tramvaiul sau cu autobuzul, dar nu. Am zis ca să fie o filmare mai frumoasă pentru dumneavoastră, ca să vă arătăm și vouă. Pentru că fiecare, eu știu că fiecare vreți să vedeți cum e aici în Belgia, da. Și noi aș vrea să vedem cum e în altă țară, și România vrem să vedem, chiar dacă e România noastră și ne este bine, dar nu putem acum acolo să vedem, aia o să vedem noi, când o să mergem. Așa, în mai multe orașe în România. Când o să mergem acasă în România, da, o să vedem și noi acolo. O să mergem. Da. Și cam atât a fost pe ziua de astăzi, vă mulțumim din suflet că sunteți cu noi fiecare da. Zi. Vă îmbrățișăm și noi așa cum ne scrieți și dumneavoastră. Vă spunem o zi binecuvântată. Domnul să vă binecuvinteze. Pe curând. La revedere! La revedere!